Recunoașterea independenței regiunilor separatiste Donetsk și Lugansk a stârnit reacții și în rândul liderilor politici români. Primul care și-a manifestat public poziția față de această situație a fost Klaus Iohannis, care a susținut că România condamnă gestul făcut de Kremlin. Iohannis a fost urmat de Nicolae Ciucă, Bogdan Aurescu, Cătălin Drulă sau Eugen Tomac. Imediat după ce decizia lui Vladimir Putin a devenit publică, președintele Klaus Iohannis a reacționat pe platformele Facebook și Twitter, unde a afirmat că acțiunile Rusiei sunt o violare irecuzabilă a legii internaționale care trebuie să atragă un răspuns sever din partea comunității internaționale. În încheiere, Iohannis a stabilit încă o dată poziția României cu privire la susținerea integrității teritoriale și politice a Ucrainei. Printre cei care au redistribuit postarea șefului de stat de pe Twitter s-a numărat și Bogdan Aurescu. Ministrul afacerilor externe a preluat declarația asta după ce în trecut șeful diplomației române a cerut continuarea dialogului dintre puterile lumii și Rusia pentru remedierea conflictului pe cale diplomatică. Recent, la o întâlnire a Consiliului Ministrilor de Externe al UE, Aurescu a cerut următoarea ședință a Consiliului să aibă loc chiar la Kiev, decizie salutată de omologul său ucrainean Dimitro Kuleba. Nicolae Ciucă a reacționat și el pe aceeași platformă, declarând că acțiunile recente ale Rusiei reprezintă o amenințare a păcii și a stabilității în Europa. Și președintele PNL Florin Câțu a adresat un mesaj de susținere pe rețelele de socializare. Fostul premier a condamnat cu fermitate recunoașterea independenței zonelor Donetsk și Lugansk și a reafirmat susținerea pentru integritatea și suveranitatea teritorială a Ucrainei. Printre cei care au reacționat cu privire la situația din Ucraina s-a numărat și liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac. Dacă în situația Crimeei discutam despre o zonă oarecum prorusă și unde s-au mimat o serie de acțiuni precum referendum și așa mai departe, aici discutăm de o presiune fără precedent, de o încercare brutală a Rusiei de a anexa pur și simplu această zonă prin această manevră pe care am văzut-o și în alte regiuni. Și liderul USR, Cătălin Drulă, a acuzat Moscova că încalcă legislația internațională și încalcă acordurile de la Minsk, cerând sancțiuni drastice pentru Rusia. Mai mult, l-a numit pe Vladimir Putin un lider autoritar, al cărui scop este refacerea URSS, chiar dacă dictatura sovietică a eșuat lamentabil.